La o săptămână de la cutremurile care au devastat Turcia și Siria, bilanțul dramatic a urcat la 36.000 de morți. Sub dărâmături, încă mai sunt găsiți oameni în viață, însă tot mai puțini. În același timp, cele două țări se confruntă cu o imensă criză umanitară. Peste 26 de milioane de sinistrați au nevoie de sprijin, a avertizat directorul Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa. Pentru ei, aproape totul s-a năruit. Să le reclădim speranța prin puterea binelui. Puteți ajuta comunitățile creștin-ortodoxe din Siria și Turcia care au fost afectate de cutremur prin intermediul platformei ajutacubucurie.ro. Aici, până în ziua de 4 martie, vă puteți înscrie pentru a sprijini persoanele aflate în situație de criză prin susținere financiară sau donare de alimente neperisabile și produse igienico-sanitare. În fața durerii, solidari! Ajută cu bucurie! O inițiativă a Patriarhiei Române și a Federației Filantropia. Iată și Patriarhia Română face apel la ajutorarea victimelor cutremurului din Siria și Turcia. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis organizarea unei colecte pentru ajutorarea comunităților ortodoxe din Siria și Turcia. Detalii despre cum pot fi făcute donații în bani sau alimente pentru victimele din cele două state afectate de cutremur vom afla de la Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia. Doamne ajută, mulțumim că ați acceptat să veniți în platoul jurnalului Trinitas. Doamne ajută și bine v-am găsit din nou. Părinte, am urmărit cu toții situația dramatică prin care trec cetățenii aflați în Turcia, în Siria. Cu toții dorim să ajutăm, însă nu întotdeauna știm și cum să facem acest lucru. Ne lipsește instrumentul și iată că Patriarhia Română cu Federația Filantropia au pus la dispoziție acest instrument, platforma Ajută cu Bucurie. Putem să menționăm și că această platformă a fost folosită și în alte două scopuri. Ne puteți spune care sunt acelea? Sigur că da. Această platformă Ajută cu Bucurie am inițiat-o la începutul pandemiei și am folosit-o pe toată perioada pandemică, dar după aceea am reorganizat-o și am folosit-o pentru criza refugiaților proveniți din conflictul dintre Rusia și Ucraina. Iar acum am reorganizat-o din nou și o folosim pentru persoanele afectate de cutremurul din Turcia, persoane afectate atât din Siria cât și din Turcia. Cum poate fi folosit acest instrument? Cum pot fi făcute donațiile? În momentul de față există decât două secțiuni. O secțiune pentru a ajuta financiar și acolo există trei conturi, în lei, în euro și în dolari. Și mai există și secțiunea implică-te material. Acolo persoanele pot să doneze, să se înscrie prin formular, unde poate să doneze produse alimentare sau produse igienico-sanitare. Toate produsele trebuie să fie neperisabile. Cine se află în spatele acestei platforme? Odată ce oamenii completează formularul, cine îi contactează și cum se desfășoară lucrurile? În spatele platformei sunt colegii mei care primesc formularele și ei, la rândul lor, trimit către sectoarele social-filantropice din zona în care sunt persoanele respective. Ce se întâmplă odată ce o persoană îi contactează pe colegii dumneavoastră? Cum decurg lucrurile? Sunt aduse materialele la centrele eparhiale? Unde sunt duse și cum se procedează? Materialele sunt colectate la sediile sectoarelor social-filantropice de la centrele eparhiale, după care o să ne organizăm la finalul colectei să le strângem pe toate într-un anumit depozit pentru a fi mai departe transportate către zonele afectate. Care sunt produsele pe care le pot aduce? De obicei, produse alimentare neperisabile, cum am spus, ulei, făină, conserve și produse igienico-sanitare de strictă necesitate. Vorbim aici de săpun, șampon, pastă de dinți. Trebuie să precizăm că această colectă are loc până pe 4 martie. Da. Ce se întâmplă după această dată? După această dată o să colectăm de la toate centrele parhiale produsele care s-au strâns, urmând ca să găsim o modalitate de a fi donate către Patriarhia Antiohiei. Părinte, mulțumim pentru prezența în jurnalul Trinita și pentru informațiile oferite. Mulțumesc și eu, la revedere!